Adopția în Moldova, o așteptare lungă pentru părinți și copii și o misiune greu de îndeplinit pentru autorități. În ultimii 3 ani, numărul persoanelor care doresc să înfieze o familie crește, iar numărul copiilor adoptabili scade. Din totalul de circa 5500 de copii, doar 160 au statut adoptabil. Cristina, Anastasia și Vlada sunt 3 fetițe care au fost abandonate de părinți. Ele până când nu au statut adoptabil, dar așteaptă ca cineva să le ia acasă. Până atunci va mai trece ceva timp. Psihologii afirmă că procesul de adopție este unul traumatizant atât pentru copii cât și pentru viitorii părinți adoptivi. Specialiștii mai spun că de cele mai multe ori copiii au așteptări mult mai mari de la viitoarea familie. De o parte, părinții au anumite așteptări vis-a-vis de copil și au creat o anumită iluzie. Și pe de altă parte, copilul același lucru și a creat o anumită expectanță. Foarte mult contează compatibilitatea. Foarte mult contează canalele de comunicare care să fie deschise, ca copilul să poată discuta cu părinții despre orice problemă care îl deranjează. În 2012 au fost înăsprite condițiile de adopție a copiilor orfani. Familiile care doresc să înfieze un copil trebuie să treacă printr-o nouă serie de proceduri, iar adopția internațională este acreditată de un consiliu special. O situație financiară a mai multor familii din Republica Moldova nu s-a îmbunătățit, ceea ce nu le permite să-și asume responsabilitatea pentru o educație unui copil. Și totodată consider că a provocat o oarecare mișcare mai activă și adoptarea noilor reguli privind adopția datorită acestei legi prin statutul juridic al adopției. Persoanele care doresc să adopte copiii trebuie să depună o cerere la autoritatea teritorială în a cărei rază și-au domiciliul. Drept confirmarea depunerii cererii de adopție, acestor persoane li se eliberează un certificat. Majoritatea cuplurilor doresc să înfieze copil de vârsta mică. De la noi, municipiu Chișinău, în evidența noastră, avem foarte puțini copii solicitați de această vârstă. Și vreau să menționez, imediat când apare în vizorul nostru un copil nou născut, imediat se pune în lucru și imediat se acceptă și se potrivește și se acceptă pentru adopție. Familiile din Republica Moldova care doresc să înfieze un copil sunt nevoite să aștepte ani în șir pentru a-și realiza visul. Astfel, dacă în 2006 au fost adoptați 320 de copii, anul trecut numărul copiilor care au beneficiat de o familie a fost de doar 47 peste hotare și de 22 în țară. Gabriela Bujakovski, Eugen Slav, Igor Seranov pentru Știrile 21.